Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre închiderea anului 2012 și despre declarația 101. Cum se calculează impozitul pe profit și cum se completează formularul 101 pentru anul fiscal 2011? În cazul unei SRL, comerț cu amănuntul, care are discount primit respectiv acordat, care este termenul de depunere al declarației 101? Există mai multe variante? Răspuns din partea specialiștilor Portal Contabilitate. Considerăm prematur exprimarea unui punct de vedere privind completarea declarației 101 privind impozitul pe profit anual cu privire la rubricația acesteia, având în vedere următoarele aspecte. Actualul formular al declarației 101 este cel corespunzător anului 2010, ce a corespuns unei perioade de 2 ani fiscali în acest an. În anul 2011 s-a reintrodus categoria de micro-întreprindere și formularul declarației 101 va trebui să cuprindă și situația particulară aplicabilă unei micro-întreprinderi ce în anul 2011 devine plătitoare de impozit pe profit. Având în vedere aceste aspecte, considerăm că rubricația actualului formular al declarației 101, adoptat prin ordinul ANAF numărul 101 pe 2008, cu modificări ulterioare, nu corespunde solicitărilor dumneavoastră. Din punctul de vedere al închiderii anului 2011, prevederile de la articolul 2, alineatul 6, ordonanța Guvernului numărul 30 pe 2011, privind modificarea codului fiscal, stabilesc că închiderea anului fiscal 2011 se va efectua conform reglementărilor în vigoare la 31 decembrie respectiv. Contribuabilii ce estimează închiderea situației contabile până pe data de 25 februarie 2012 nu declară, nu se declară nici zero și nu plătesc impozit pe profit pentru trimestrul al 4-lea 2011, urmând să depună declarația 101 până pe 25 februarie 2012, data la care se efectuează regularizarea și plata impozitului pe profit. Contribuabilii ce estimează că nu vor finaliza activitatea financiar-contabilă până pe 25 februarie au obligația să depună declarația 101 până pe data de 25 aprilie 2012. Pentru impozitul pe profit aferent trimestrului 4 pe 2011 se va declara și achita o sumă a impozitului pe profit egală cu trimestrul 3 pe 2011 până pe 25 ianuarie 2012. Din punctul de vedere al veniturilor și cheltuielilor înregistrate în contul 609 reduceri comerciale primite, respectiv 709 reduceri comerciale acordate, având în vedere că acestea sunt reduceri de preț comerciale aferente unor vânzări de marfă și achiziții de marfă vândută, considerăm că veniturile sunt impozabile, iar cheltuielile deductibile la determinarea impozitului pe profit și se regăsesc în categoria veniturilor de exploatare, respectiv a cheltuielilor din exploatare.